lucrurile astea fără ilustrațiile lui Petru Dan ar fi 50%, dacă nu exagerez cu 50%, mai puțin, nu? 20%. Îi mulțumesc că întotdeauna ne-am înțeles, pentru că niciodată n-a, nu știu, întotdeauna a desenat completarea poeziilor mele și cred că asta au observat și copiii și e foarte bine. Nu o să am niciun ilustrator, nu știu câte cărți o să mai spun de aici încolo, pentru că știți că asta voiam să spun. Dacă la început ideile veneau, uite așa, una pe zi, acum nu mai vin chiar așa. De ce? Habar n-am, s-o fi terminat. Trebuie să le caut ceva mai mult sau sunt eu ceva mai pretențioasă în... Da, e posibil să fie și asta. Sunt ceva mai lucrată, sper că asta să se observe. Bun, am mulțumit tuturor. Ce să mai fac? Să citești ceva. Pentru că oricât de mult mi-a plăcea mie să scriu, de fapt cel mai mult îmi place să mă scălâmbăi. Și asta o să fac acum. Se numește Cochilia. Și uite, am primit. Mulțumesc. Cochilia. Știți că dacă pui o cochilie la ureche, face ca mare, știți? Știți asta? Face. Face ca mare? Nu știu. Am găsit o cochilie pe plajă la Eforie. Și am pus-o la ureche să ascult marea. Dar cochilia de zidă mi-a zis, știi ceva? N-am chef. Astăzi îmi lipsește starea să mă apuc să fac ca marea. Însă dacă ții morțiș, pentru un punct de mărunțiș, o să fac pe dracu în patru și să fluier sau să latru. O să bâzei ca țânțarul, o să rag și ca măgarul. Cismigiu, vom avea un atelier cu copii, o să facem ritm.
vacanță.